Finala Survivor al Stars România și emoțiile sunt imense, așadar concurenții s-au relaxat la un chef cu manele, uitând de animozități și de competiția dintre ei. Faimoșii și războinicii s-au reunit la hotel și au dat o petrecere pe cinste, înainte de marea finală, unde va fi desemnat câștigătorul Survivor al Stars, cel care va prin premiul de 100.000 de euro. Finala Survivor al Stars România va avea loc pe 30 mai, iar spiritele sunt încinse și emoțiile, pe măsură. Totuși, cu scurt timp înainte de marele eveniment, faimoșii și războinicii s-au reunit încă o dată la hotel, unde au încins un chef pe cinste, pe acorduri de manele, iar distracția a fost cuvântul cheie. De altfel, veteranul survivor, Relu Pănescu, a fost sufletul petrecerii, cel din urmă surprinzându și competitorii cu un dans pe masă. Înainte de finala Survivor al Stars România, concurenții au făcut chef cu manele, finala Survivor al Stars va putea fi urmărită pe 30 mai la ProTV, iar fanii așteaptă cu nerăbdare deznodământul. Concurenții au revenit în Republica Dominicană pentru episodul final, când va fi desemnat marele câștigător al premiului de 100.000 de euro prin intermediul voturilor publicului. Până atunci însă, concurenții Survivor al Stars s-au reunit la hotel, unde au încins o petrecere de zile mari pe ritmuri de manele. Au uitat cu toții ce certuri de conflicte și de competiția acerbă dintre ei și au încins atmosfera. Zani, Jador și Relu Pănescu, veteranul de vârstă al competiției, au făcut show, iar imaginile s-au viralizat rapid. Relu Pănescu a fost senzația zilei după ce a dansat pe masă, dovedind astfel că vârsta e doar un număr. În holul hotelului au răsunat piese cunoscute din repertoriul lui Adi Minune și Țancă Uraganu, iar concurenții Survivor al Stars au dansat dezlănțuit și au cântat în cor refrenul cunoscutei piese chef de chef. În seara asta mă simt bine și vreau să chefuiesc. De nimic nu-mi pasă nici de banii pe care îi cheltuiesc, după aproximativ 5 luni de concurs în Republica Dominicană. Joi, 30 mai, Survivor al Stars își va desemna câștigătorul. Doar 5 concurenți s-au calificat. Zani, câștigătorul sezonului 2, Andrei Ciobanu, sezonul 1, Robert Moscalu, sezonul 4, Sorin Pușcașu, sezonul 2 și Ian Custerb, sezonul 1, sunt cei care își vor disputa premiul de 100.000 de euro în această seară. Trei concurenți se vor califica direct în semifinală, în timp ce doi vor ajunge la duelul eliminatoriu, iar unul va fi eliminat din competiție Five Stars, 5 stele. Ce aveți în fața voastră este o nouă săptămână de Survivor, dar are o caracteristică aparte, este ultima săptămână a sezonului suprem. În doar câteva zile, un concurent va ridica trofeul deasupra capului. Cine va fi? Andrei Ciobanu, Ian Sterp, Robert Moscalu, Sorin Pușcașu sau Zani, a spus Daniel Pavel, finala Survivor al Stars va fi difuzată de ProTV joi, 30 mai, de la ora 21.30 și va fi live. Conform caselor de pariuri, după actualizarea cotelor, în acest moment, câștigător este indicat Zanidache, cu o cotă de 5.00, notează Cancan Pro. Can, Faimosul este urmat de Iancu Sterp, cu 6.00 la 1 șanse de a pune mâna pe marele premiu.